Obiectele expuse fac parte dintr-o colecție excepțională alcătuită de-a lungul anilor de profesor dr. Adina Nanu, autoarea singurei istorii a costumului publicată în România. Din păcate, nu a putut fi prezentă astăzi, dar a fost reprezentată de două prietene, Georgeta Filiti și Sanda Teodorini, cea care a donat Muzeului Județean peste 1000 de obiecte de artă. Este una dintre cele mai bogate colecții de modă din Europa. Când a dus-o la Veneția, și Veneția e un oraș pretențios, absolut a făcut minuni. Cele câteva mii de piese de îmbrăcăminte, de modă, cam între 1830 și 2013, acoperă toată vestimentația unei ființe omenești, fie bărbat, fie femeie. Printre costumele populare care fac parte din expoziția de la Buzău se numără unele de o importanță deosebită care au fost purtate la Curtea Regală a României, unul dintre ele aparținând reginei Maria. Este inedită, sunt costume originale și este pentru prima dată în orașul Buzău când o asemenea expoziție de acest gen este expusă publicului. Sunt peste 2 milenii de existență a costumului popular românesc reprezentat pe columna de la Roma și purtat de oamenii simpli, care l-au creat și l-au înfrumusețat necontenit până în zilele noastre. În perioada dintre războaie era purtat la curtea regală, iar mai târziu a ajuns la modă în toată lumea, ia românească fiind purtată de artiste în vogă și de doamnele din lumea bună. Piesele pe care le aveți efectiv aici în față, fără să aibă un subtitlu expoziția, eu cred că formează o pledoarie strălucită pentru continuitate. Dar sunt și niște adevăruri veșnice, adevăruri perene, adevăruri indubitabile. Și unul din aceste adevăruri este costumul. Îl întâlnim pe columna lui Traian, îl întâlnim la Adam Clisi, dar îl întâlnim mai mult sau mai puțin și pe doamna Petre, pe care niciodată nu o să încetăm să o omagiem îndeajuns pentru ceea ce face, pentru păstrarea vie a unei tradiții bimilenare. Este o ocazie poate unică de a admira piesele de por popular de o importanță deosebită și absolut unice, datorită personalităților care le-au purtat și datorită maestriei celor care le-au creat. Expoziția poate fi vizitată zilnic între orele 9 și 15:30 în sala de bal a primăriei Buzău până pe data de 7 aprilie.